Welcome to the World Salsa Championship Finals. The female competitors are Maria. And Carmen. Cam crazy gagicile astea. With their partners Carlos and Francisco. We regret to inform you of the sudden death of Carlos and Francisco. So, introducing Maria and her new partner Carmen. Ce expresii face alea, frate. Foarte expresii. Ce expresii. Foarte. Sunt românce? Nu. Where are you from? Stai că te-ai murdărit un pic. Eu din Canada? Canada. Yeah. It's a f***ing invasion. Noi avem pe finieră în Canada și avem o echipă satelit acolo. Te cumpriți, care-i faza? Eu cred că voi ați umplut un avion direct în Canada. Avionul are umor. Ați primit cu fanfară. Probabil că în zilele următoare o să curgă, nu? Canadieni. Bun, să trecem la întrebări importante. Sunteți lesbiene? Acolo mi-a plecat creierul, într-adevăr, mi-am să aminte acum. Vin două fete din care... Așa, bun, ați terminat? Da. Sunteți lesbiene? Am zis să fiu simpatic. Well, our name is Les Bunheads. But no, it's Les Bunheads for... Which means the Bunheads, but we're bilingual. Suntem încântați. Cine v-a spus că această mică țară acceptă invadatorii de origine canadiană? It's Bam 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 Bay. Normal. Deci, normal, noi suntem foarte, foarte curioși. Ce tânăr român a pe această doamnă de a început să spună România este o țară extraordinară? Traduceți cu a iubit-o, ca să nu creăm o senzație. Cuvintele mele trebuie să fie traduceți ale mele. Cum trebuie. I think she's getting married this summer. Ce legătură are? Noi nu cred că s-au simțit prost pe scenă. Nu. Și oricum,
Cred că n-au mai fost intervievate la un astfel de nivel niciodată. De asta poți să fii convins. Trebuie să înțelegeți ceva. Dânsul este un tip extrem de dur, care are niște replici de foarte multe ori șocante, așa că nu trebuie să vă speriați. Trebuie să vorbiți cu acest domn, care este un actor extraordinar, scăpat de la nebuni, ținut sub tratament de ani de zile, chiar și la această emisiune el își ia pastilele în fiecare zi și nu mint. Am spus că și-a luat pastilele chiar și aici la emisiune și că el de fapt e un om foarte rău. Tu crezi despre mine că sunt un om rău? Nu, bineînțeles. Mulțumesc. Ea este o cântăreață de succes din România cu care veți dialoga, pentru că noi doi, imbecili, nu suntem în stare. Nu am văzut în viața mea atât de multă expresivitate pe chipul unei femei. Și asta mi se pare senzațional, mi s-a părut... Ce te uiți, mă, așa? Eu am văzut. Nu ți s-a părut incredibil de expresivă? Bă, da, bă, da. Și ea au fost minunate, absolut senzațional. Felicitări! Totul era de expresie facială, de mimică, de gestică, de... Și nu știu cum să spun, dar fetele, probabil că înainte au făcut dansuri sau ceva, pentru că ele la bază cred că sunt dansatoare. Așa expresivitate la o femeie mai rară. Cred că ar trebui să vă urmăriți arborele genealogic, pentru că, din câte știu eu, Jim Carrey este canadian. Și e foarte posibil să fiți rude cu el, pentru că aveți exact aceeași. Foarte tare. Bravo. Felicitări. Și sunteți și foarte frumoase. Mulțumesc. I'm actually single. Vreau să știe toată lumea. Tot mapa mondul ăsta să știe. Că e singur? Da. Până la urmă e singur. Lăsați-mă în pace, să trecem la întrebări reale. Tu nu-ți dai seama că s-a pervertit interviul. Să votez? Să votez, nu? Bun. Am să votez. Sunteți extraordinar de simpatice. Votul meu are un singur scop: să îmi pună colegii în dificultate. Eu... Era dracului. Adică, damn it. You're nice. Oh, you're sweaty already. Thank you. Let me show you around. So, pentru că mă simțeam că totuși sunt gazda aici în România. Backstage, me, Mihai, nice to meet you. Mihai, nice to meet you. Condule, dacă tot ai dus fără până la capăt. Yeah. Te așteptăm. M-am uitat disperat în ochii uneia dintre ele, gândindu-mă că dacă mai rămâne 2-3 zile în București, oare ar face ceva cu mine sau nu? Sincer, jur. Îmi plăcea mult una dintre ele.